Am vrut să vă aducem la cunoștința asta ca să vă rugăm să ne facem dreptate. Adică, veți primi efectivă câte ați putea distribui. Unii sunteți din Slavina, alții la locuiți în Slavina. Deci, aveți parohie, iar alții doar locuiți. M-am gândit pe cei care locuiți în Slavina sau în împrejurii, sau aveți parohie în împrejurii, veți apela tot la sacrificiul de funerare al lumei Sfântilean. Că e mort de aici, că e de spitalul sau așa mai departe. Vediți-vă fiecare câte din astea ar trebui să aveți, nu ca să ne scăpați de ele, și ca să le dați efectiv. Nu la biserică, voi noi, aș vrea să le dați când vă cheamă să spovediți pe unul care lucrează să moară, că se simte rău și părintele alții se poate și chiar în cu ocazia asta, chiar face să lași în lumea de asta e viața, să întâmplă, Dumnezeu știe cum îți avea nevoie. Să știți că episcopia noastră are și ea servicii funerare. Vă las aici, aveți numerele de telefon, aveți prețurile, etc. V-aș ruga să apelați la ei noștri. Pentru că, așa cum știți, există mult mai multe firme de servicii funerare. Fie că vă sunt rude, fie că sunt prieteni sau simpli credincioși care vedeți că se duc, se apropie de noastră în viață. Repet, nu le dați la biserică. Îl iau eu și dacă știe că mama mai trăiește, e sănătoasă, mai trăiește de 5 ani, îl aruncă undeva și uite de el. Dați-le celor care credeți că chiar nu are nevoie în timpul cel mai apropiat de așa ceva. Vă gândiți fiecare câte ați vrea, 10, 20, cred că mai mult de 30 se mută. Poate 30 la sotul sau la 10 de ori. Și le aveți undeva, nu știu, în mașină sau dacă aveți o bursă în care vă duceți la fel și o geantă specială, în aceea trebuie să le puneți. Pentru că eu văd astea date la rudele unui actual, unui bun și viitor, în curând, în scurt timp. Noi v-am mai adresat cândva o circulare și v-am promis că veți fi și răsplătiți pentru această muncă de reclamă. Știți că ăștia sunt plătiți care fac reclamă. Și o să ziceți, bine, la nouă nu ne iese nimic. V-am mai promis asta în iulie 2017, dar nu cred că ați luat tot serios, că nu prea s-a cunoscut nimic. O circulară. Vă facem cunoscut că începând cu 1.7.2017 episcopia noastră a deschis un magazin de pompe funebre în municipiul Slavina, la strada Cutare. Acesta, adică magazinul, oferă spre comercializare sicrii accesorizate și neaccesorizate, coroane de flori, monumente funerare de marmură și granit, fotografii ceramice, etc. Și va pune la dispoziție doritorilor în cel mai scurt timp și o sală de mese destinată pomenirilor sau altor evenimente. În acest sens, vă rugăm să recomandați magazinul nostru credincioșilor și cunoștințelor preacucernicilor voastre, care ar putea avea nevoie de astfel de servicii, fapt pentru care
prin beneficiul obținut la fiecare sfârșit de an, Episcopia va oferi un sprijin financiar corespunzător parohiilor dumneavoastră. Magazinul este disponibil non-stop, persoana responsabilă fiind domnul George Dragnea, telefon care. E de fapt ultimul telefon de aici. Dar nu prea să la vor serios, că nu am auzit pe nimeni să se laude, uite, pe Vasilescu, eu vi l-am prins. Nu? Avem reștiință de lucraz. Bubuia nu am prins pe cine l-a auzit. Deci, acum avem decât să vă adresăm rugămintea, pentru că nu mai putem noi să băgăm formularea cu cine nu ascultă și nu face reclamă, va fi trimis în consistoriu. Aici nu mai ține figura. Dar rugămintea, pentru că e un ban care intră în biserică și e o treabă bisericească asta. De ce să o fac în țigare? De ce să o fac la faceriști? Când o poate face biserică? Problema morților este o treabă bisericească. De vreme ce ai slujit, de ce să nu începem încă din ziua de ce vor? Să-i slujim și să-i îngrijim și să ne ocupăm de toată treaba aceasta. Aceasta este rugămintea noastră. Dacă mie mi-a scăpat ceva, părinte, vrei să spui ceva? Voiam să vă spun că iată este cu titlu informativ. Iar vis-a-vis de pachete, toate aceste pachete se mai pot accesoriza. La magazin avem o gamă variată de sipirie și totodată se pot accesoriza și pe un număr mai mare de persoane vis-a-vis de masă. Așadar, nu sunt fixe. V-am dat aici prețuri pentru atâtea persoane. În cazul care aveți sau dorințe să fie mai multe persoane la masă sau alte dorințe pe care dumnealor și le exprimă, noi putem să ne pliem pe toate dorințele pe care le pot avea din noi clienți. Așadar, atunci când veți informa potențialii clienți, le putem spune că noi putem să ne pliem pe toate serviciile pe care le dorim dumnealor. Vedeți, aici am trecut servicii de învățămare sau servicii de toaletare, pentru că de multe ori acestea se fac în centre specializate și în statul nu există un astfel de centru specializat, dar sunt oameni care pot face acest lucru și cunoaștem și noi astfel de oameni, pentru că de multe ori unii dintre doritori sunt trebuie să aibă și o cumpărță mare. Așadar, putem să oferim și acest lucru, avem colaborator, dar trebuie să știm. Vedeți că sunt anumite lucruri care nu se găsesc în pian, dar nu putem să le oferim. Așadar, vă recomandăm, dacă se poate, să ne faceți un fel sau altul un serviciu de reclamă, cum a spus și prezentul. În așa fel încât, cum am amintit și în circular, la fiecare sfârșit de an, Episcopia poate să aporte acest sprijin financiar la părinților dumneavoastră. Numai că cei care recomandați și spuneți, trimiteți oameni la magazin, am avea rugămintea să și spuneți că sunt din partea părintelui Ionescu sau părintelui Popescu. În așa fel încât noi să avem o evidență clară a dumneavoastră. Dacă voi prin spate acolo, Lucian Alexandru, mă aveți ceva de zis, pregătiți-vă. Poate v-ați întrebat, dar ce v-a mai venit doamne să mai faceți și asta? Ce-ați mai visat de v-ați apucat de treaba asta?
Un răspuns este că ne-am trezit cu cimitirul ăla în brațe și ne-a fost foarte teamă că dacă nu-l amenajăm și facem treabă serioasă acolo, una, că ne pot amenda aceștia de la protecția consumatorului, că nu respectăm legea cimitirului, să-l amenajăm așa cum trebuie. Al doilea, că am trecut chiar că ne poate lua primăria înapoi, când el a dat în concesiune. Și dacă vedea, domnul ăștia nu fac nimic aici. Bunoaiele de ei au crescut bolienile, ne-am trecut că se mergează în consiliul primar și fac o hotărâre de consiliul local, cum nu sunteți în stare să vă aranjați și să-l gestionați, îi luăm înapoi și dăm unor la care, dăm unor privați de ăștia muncesc mai adevărat. Ăsta a fost un motiv. Alt motiv este că vă spun drept că uneori mi-e frică când văd societatea asta atât de pornită împotriva bisericii. Mi-e foarte teamă că am crezut să nu ne trezim cu toții, că ne retrag sprijinul de la stat. Sprijinul la salarizare. Nu mă refer la cel de construcții. Sprijinul la salarizare. Și atunci ar trebui ca noi, cel puțin centru evanghelial, unde funcționăm deja 48 de angajați, cu o clădire ca aceasta, care ne costă 200 de milioane numai căldura pe sezon. Nu mai vorbim de centru eparhial, de reședința eparhială, de celelalte clădiri, dar numai asta mănâncă 200 de milioane. Ca să avem căldură zilnică, vedeți că e destul de căldură. Eu aseară am transpirat aici, la slujbă, în condițiile în care n-am avut la vedere. Deci, se cheltuie foarte mare. Și dacă Doamne ferește, într-o zi, statul acesta care se uită, vedeți, mai mult spre vest, și în vest nu vrea să înfrânți pe vest de către stat. Dacă ne retrag într-o zi sprijinul la salariu, va trebui să găsim formule din acestea să ne auto-întreținem. Sau să vindem bisericile ca lucrurile. Și noi să plecăm, cum mai stăm pe la birou, să ne găsim job-uri noi. Și atunci am zis, hai să ne gândim, ne deschidem chestia asta. Mai ne gândim, mai deschidem, pentru că avenire, de întâmplărie, de legătorie cărți, ne-am mai gândit. Mai ne bucurie și altele lucruri, dar trebuie să le tot devin în mod alungat, investit în utilaje și în aparatură și ne trezim că nu funcționează, dar câți n-au dat faliment și au văzut casa să-și deschidă o afacere și n-a mers și au rămas pe drum și cu afacerea prost deschisă. Așa încât de aceea v-am deranjat, am zis să vă rog pe toate. Puteți dirija persoane către serviciile noastre. Îi aveți în mână pe rudeniile muriburzilor și puteți să-i îndrumați către noi. Noi sigur facem și noi tot ce ține de noi, afișăm, o să facem niște afișe și să le punem și pe la biserici. Citește acolo într-o biserică și are pe ce să-și noteze ceva. M-am gândit că voi mergeți la căpătuiul oamenilor și puteți lăsa foarte ușor uitați. Dacă e nevoie, să știți că e asta. Sigur că nu veți intra în detalii să explicați și să faceți reclamă pe produse sau pe prețuri. Dar dacă ați lăsat asta, sunați la ăștia, că sunt ai noștri. Atâta tot. Hai tu să spui ceva. Ia-mi să mergem.
întrebare din ziua și asta. Mai avem, dar de perfectat câte ceva pe aici, pe acolo, dar asta nu înseamnă că reclama nu trebuie să curte deja. Măcar să ceară ei și noi să ne cerem scuze că suntem în inventar. Nu o să spunem că n-avem funcționează și că suntem în inventar. Pentru ce inventariază? Dacă nici nu ați deschis, așa se face. Pe începul inventar. Dacă dumneavoastră aveți ceva de lămurit și, repet, aveți un rol numai de curea de transmisie, că sunteți bine pregătiți să aplicați pe persoana în locul ce e aici, dar serviciul acesta de reclam, de utilizare, noi o să punem și pe mașină, o să lipim acțipilul din astea care anunță cine suntem și noi multe persoane, care câte ori circulă mașina să fie însăși prezența mașinii o reclamă pentru și tot ce ne putem percepe și noi să ne facem reclamă, să intrăm pe piață. După ce intrăm, ideea este să ne menținem. Și după aceea să ne dăm falimentul în viață. Mai spunem altceva? Ia trebuie să dai ceva. Eu cred că să stați la ușă. Cum vă gândiți? Sunt patru uși. Dacă ați stat patru oameni cu mine ăsta în brață și el vine și își numără singur 15 sau 10, cum vă gândiți? Sau 5, 20, cum vă gândiți? Și stați patru oameni să vă fac mai repede. Altfel, dacă mai facem toate și la reclamă, n-avem oricum. Am vrea să scriem un preț pentru un meniu, o persoană. Două feluri de care trei la pentru 4 fel de persoane și altfel poți până la 10 fel.